Cinstiți părinți, frioase maici, iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o astăzi este cunoscută celor mai mulți dintre credincioșii, spunem, din state, din orașe, prin aceea că există o tradiție, o tradiție nescrisă, neconsemnată în cărțile de cult, ca această Evanghelie cu minunea învierii lui Lazar pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie citită la slujba de mormântare, de obicei la groapă. Oamenii zic mai simplu, Evanghelia cu Lazar. Din păcate, însă, Evanghelia nu e chiar scurtă și atunci, la mormânt, nici nu se aude bine, nici oamenii nu pot fi cu totul atenți și se pierde mult vedere din semnificațiile acestei Sfinte Evanghelie. Nici eu nu pot să vă prezint dumneavoastră acum bogăția de semnificații, de înțelesuri duhovnicești pe unei întâmplări minunate pe care Domnul Hristos a făcut-o. Am să mă opresc asupra unui singur lucru, nu înainte însă de a accentua ceea ce și dumneavoastră știți, înțelegeți, intuiți, că învierea lui Lazar este una dintre cele mai mari minuni pe care Domnul Hristos a făcut. Și a făcut-o înainte, o săptămână de Sfintele Lui Pătimiri. E una să, știu și eu, să vindești pe cineva. E una să mulțești niște pâini. E una să oprești niște valuri pe mare. E una chiar să aduci la viață pe un copil care murise recent, de câteva ceasuri, precum a fost fiica lui Iair. Nu că ar fi lucruri mici și acestea pe care le-am enumerat eu acum. Dar să aduci la viață din iad și după 4 zile de stat în mormânt, în căldura aceea din Țara Sfântă, pe un om care intrase deja în putrefacție, cred că e ceva. Și cu toate acestea, ăsta e primul gând pe care vreau să îl împărtășesc, cu toate acestea, oamenii n-au știut să citească în adevărată semnificație aceasta. N-au știut să citească. Pentru că dacă vezi un om, dacă vezi un om mort, plâns, îngropat, pecetluit în mormânt, îl vezi după aceea înviat și redat vieții și tu să rămâi la fel cum erai înainte, se împlinește cuvântul Domnului într-o altă minune, sau într-o altă pildă, o parabolă, bogatul nemilostiv și săracul Lazar, iată tot Lazar. Când, pe finalul acestei pilde, aflăm următoarele cuvinte, vă aduceți aminte că Lazar s-a dus în sânul lui Avram, săracul Lazar și bogatul s-a dus în ea, bogatul a vrut să trimită pe cineva la frații lui, să le zică să ne ajungă și aici. Și Avram a spus, au pe Moise și pe proroci, dacă n-ascultă de ei, nu vor crede nici dacă va învia cineva din Moise. Și această înviere a lui Lazar de 4 zile mort, arată că așa este. Dacă n-au crezut în ce a spus Moise, ce au spus prorocii, nu au fost mișcați nici măcar de această minune, că l-au văzut pe Lazar, cel de 4 zile îngropat și mort, viu, și a mai trăit încă mai mulți ani.
Toată săptămâna aceasta care se încheie astăzi, noi am fost pregătiți pentru minunea de astăzi, pentru ziua de astăzi și pentru ziua de mâine, pentru intrarea Domnului în Ierusalim, pentru că, da, cu aceste două zile, Sâmbăta lui Lazar și Duminica Florilor, noi facem trecerea spre Săptămâna Mare și Sfântă, Săptămâna Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, de la postul cel mare, la un alt post, tot mare, dar cu alt accent. Și în toată perioada asta de pregătire la Sfintele Slujbe, Biserica s-a îngrijit de ceva, iubiți credincioși, ceea ce face întotdeauna. Și anume ce? Eu vreau să ne spună, minunea asta cu Lazar, nu ceva ce s-a întâmplat atunci, cu 6 zile înainte de Paște. Și pe mine nu mă trebuie. Nu. Eu vreau să spun că mie mi se adresează într-un fel pagina aceasta din Sfânta Evanghelie după Ioan atunci când o citesc și mă ajută Biserica prin rugăciunile ei și prin cântările ei să înțeleg ceva mai atent, la care poate până acum nu m-am gândit. De aceea, cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să stăruiți puțin pe o cântare, pe un tropar, o alcătuire, cum spunem noi, o stihilă, din această săptămână. Și să vedem că Marta și Maria pot fi și altceva. Și că Lazar s-ar putea să fiu eu. Și că piatra de pe mormântul lui Lazar poate să se înțeleagă și altfel. Zicem noi așa, rugându-ne. Asemănându-ne noi credincioșii Martei și Mariei, să trimitem la Domnul fapte dumnezeiești ca pe niște solitori. Ca venind Domnul să învieze mintea noastră, care cumplit zace moartă în mormântul lenevirii nesimțitoare. Deci cum simțind frica lui Dumnezeu și neavând acum putere de viață, strigând, vezi, Doamne, și precum de demult îndurat te-ai înviat pe Lazar, prietenul tău, cu venirea ta cea înfricoșătoare, așa dă-ne viață tuturor, dăruindu-ne nouă amin. Un diagnostic atât de actual, pe niște lucruri, pe de o parte, o realitate tristă, pe de altă parte, mărturisesc și eu înaintea dumneavoastră, că nu știu care este remediul cel mai potrivit pentru acest mormânt al lenevirii nesimțitoare în care ne găsim nu puțin dintre noi. Mormântul în care stă Lazar e mormântul nesimțirii, mormântul lenevirii. Și acest Lazar este mintea noastră, mintea noastră, inima noastră, sufletul nostru. Hai să zicem ființa noastră. Stăm nu doar în acest mormânt, nu doar în ceea ce privește viața duhovnicească, dar intervine din când în când și văd că în ultimul timp, din ce în ce mai mult, un soi de apatie, un soi de lasă-mă ca să te las, un soi de lipsă de vlagă. Scrisesem acum câteva săptămâni niște rânduri pentru tinerii de la seminar, dar nu numai, în care puneam față în față vremea în care ne aflăm, că e primăvară și cu toate că mai vine și câte o pală de vânt, mai mult și mai plouă, am văzut că aș fi minți, totuși e primăvară, verdeață, lumină mai multă. Și noi, față în față cu această realitate, suntem încă parcă prin iarnă, moi, fără de vlagă și fără de viață și puneam ca titlul acest articol recâștigați-vă viață. Treziți-vă la viață. Cam asta vrea să zică și această alcătuire. Printre altele și și cu altele. Mintea noastră îi lasă. Și de multe ori zace într-o lenevire nesimțitoare.
Uitați-vă și la serviciu. Se duc mulți dintre noi fără, uitați-mă, fără chef. Oamenii nu au chef să facă mai nimic. Dintr-o plictiseală accentuată și răspândită peste tot. Nu ne mai drag să stea nici măcar cu familia totdeauna. Venim acasă de la serviciu și noi să ne bucurăm. Atâtea ceasuri am stat separat de soție, de copii, sau pe pat sau în fotoliu, dacă nu cu telecomandă, cu tableta, cu telefonul și tot. Asta e semn de plictiseală. Semn că nu ne mai e drag să fim așa cum ar trebui să fim și cum eram altădată. Am mai spus eu, parcă preferam când înainte oamenii nu aveau acces la atât de mult în divertisment și atât de multă cunoștință, atât de multe informații și ieșeau pe marginea șanțului, știți? Duminică sau seară și stăteau. E adevărat că mai vârfeau, mai creveteau, dar măcar erau acolo, se vedeau unii cu alții. Mai vecini, între dânsii, cum îi spun de cei din casă. Acum, faptul că stăm singuri nu e un semn de bine, ci e un semn de boală. E un semn de lenevire. E un semn de lipsă, de viață. Că de asta zicem pe finalul acestei alcătuiri. Vezi, Doamne, și vinul de demult, precum ai venit de demult, și dă-ne viață tuturor. Că pietrirea asta, mormântul acesta, mintea noastră împietrită, ceva ce e pietrificat, ceva ce e solid, ceva ce nu e moale, nu e viu. Cum e mortul după câteva ceasuri, e rigid, e rece, e stană de piatră. Dacă ne vedem pe noi că suntem așa, să știți că viața noastră devea mai pâlpâie în noi. Și revin la cele care sunt întrituit să mai vorbesc puțin așa, că mă simt și eu în aceeași poveste, să zice, între ghidele mele, adică cu viața noastră duhovnicească. Nu ne putem păstra, din păcate, foarte mult timp și încă nu știu de ce, deși am putea găsi câteva răspunsuri la această întrebare, nu putem să ne menținem aceeași târnă care a început. Vă aduceți aminte odată când v-ați povedit bine, de primele dăți, sau prima dată când ați descoperit mănăstirea aceasta, sau o altă biserică, sau un părinte, sau când ați descoperit o carte bună, când ați cunoscut pe Dumnezeu cum erați, cum era, ne era drag să ne rugăm. Când am intrat în mănăstire, maicile, părinții, noi, eu, când am intrat în mănăstire, toată lumea era sfântă pentru noi. Ne era drag să mergem la biserică. Dumneavoastră, ne era drag să mergeți la biserică. Să ne spovedim curat, să ne părtășim. Nu rămâneam rabe la nefăcută. Nu ne culcam pe rați pe Dumnezeu fără să ne închinăm. Povestea cineva că ce? Nici nu putea concepe să vină. Și era obosit foarte fără să citească rugăciunile de seară. Și acum, după 5, 6, 10 ani, merge și așa. Ce se întâmplă? De ce nu mai arde acolo ceva în noi? De ce atât de greu este să împlinim poruncile? De ce suntem atât de molaftici? De ce oamenii, când se uită la noi, nu văd ce ar trebui să vadă? Dar nu oamenii mai decât trebuie să vadă. Dumnezeu ar trebui să vadă asta în noi. Că nu suntem niște stane de piatră atunci când stăm în fața Lui. Când ne rugăm. Dăm firele din carte de rugăciune și din psaltire și unii îmi spun că nici nu știu când au început, dacă au citit o pagină aceea sau poate au dat două pagini dintr-o dată. E o realitate. Asta e. Asta e mormântul în care stăm noi. Asta e piatra care stă pe mormântul vieții noastre, pe Lazăra nostru. Nu-i Lazăra acesta. Noi astăzi ar trebui să ne gândim, bineînțeles, să cinstim pe Sfântul Lazar, că este ocrotitorul acestei biserici, dar toți oamenii astăzi trebuie să cinstească pe Sfântul și Dreptul Lazar, prietenul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar prin mintea mea, care a spus această alcătuire, că e nouul Lazar, e prieten al Domnului nostru Iisus Hristos. Ce face un prieten față de prietenul său? Vibrează când îi cere ceva. Mișcă. E plin de căldură față de ta. Așa e mintea noastră, ființa noastră, sufletul nostru față de Dumnezeu care vrea să ne fie
nu doar Tată, nu doar Dumnezeu, nu doar Stăpân, ci prieten. Au zis unii părinți că această stare de împietrire a inimii, a minții, a lăuntrului nostru vine, și pe bună dreptate au spus, bineînțeles, vine din multele noastre păcate mici pe care nu le băgăm în seamă. Alea mari se văd, se știu, și alea mari împietresc inima. Dar iertați-mă, e mai ușor să dai o piatră mare la o parte, că te opintești, mai ceri și ajutoare, decât să dai multe, 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 multe pietre mici de parte. Odată vine cineva să se spovedească și credea că n-are multe păcate. Că ea era o femeie, o doamnă. Se compara. Și spune, păi eu nu mă propoționez, eu postez, eu nu mă duc la discotecă, eu... Dar avea și ea o neputință. Ca noi mulți de altfel. Vorbea mult. Și când vorbești mult, vorbești și prost. Și vor mai judeci și pe alții. Și atunci părintele a spus, păi, hai să te arăt, să-ți arăt, nu-i ușor nici ceea ce faci tu. Și a spus, du-te și ia o piatră mare și pune-o în grădină. Și a doua zi, adu-mi. Și i-a adus. Asta e păcatul cel mare. Păcatele cele mari pe care tu spui că nu le-a. Apoi a spus, ia o fermă de aia veche, faină, pentru că inimile astea sunt deci. Aruncă toate, despre perna și aruncă penile astea. Ce-i un cuvânt? Nu poate, nu mai e. Te lua vântul și spus a doua zi, adună-le pe toate și pune-le înapoi în perna. Mai poți să le poți? Multe păcate despre care nu știm că le facem. Se adună acolo și încetul cu încetul, așa, progresiv, împietresc inima. Ce o inimă care este? O inimă nesimțitoare. Piatra nu simte. Mortul nu simte nimic. De multe ori noi greșim și în fața lui Dumnezeu, dar și în fața semenilor noștri prin lucruri mici. Pentru care, dacă nu facem pocăință la timpul potrivit și pe măsura greșelii, rămâne acolo împietrirea asta și urcă. Ea crește. Cine știe pe cine noi am măhnit cu privirea, cu vorba, cu neatenție, în nesimțirea mea, în nesimțirea inimii mele. Și toate astea se adună, se adună și zi de zi și an de an și devenim, asta devenim, împietriți, nesimțitori, apatici. Se mai împietrește inima. Știți când se mai împietrește, zic părinții bisericii? Atunci când avem o părere tare bună despre noi înșine. Că dacă ne credem buni, sfinți, drepți, mai ales prin comparație cu alții, Dumnezeu vrea să ne arate și să ne ajute, că nu e așa. Și atunci facem noi rugăciuni multe și postiri și plecări de genunchi, dar nu se schimbă nimic. Și atunci Dumnezeu vrea să spun, nu e suficient cele din afară pe care le faci. Nu sunt suficiente acestea. Nu sunt îndeajuns acestea. Eu n-am nevoie de număr. Eu n-am nevoie de zgorojele ale genunchilor tăi pentru a ți le arăți la alții. Eu n-am nevoie de asta. Eu am nevoie ca inima ta să vibreze pentru mine. Și dacă în inima ta ai părere prea bună despre tine însuți, nu pot să-ți primesc inima. Eu nu pot să sălășluiesc într-o inimă decât așa cum am spus, cum zice prorocul David, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va ucis. Inima înfrântă și smerită este inima plină de recunoștință față de Dumnezeu și inima frântată cu lacrimile de pocăință. Nu se le vadă oameni, ceea ce era de acasă. Și perioada asta de post ne ajută, fraților și surorilor. Unii zic că atunci când vine postul,
o perioadă de primăvară duhovnicească, așa cum v-am spus și eu așa la început, ar trebui să renaștem duhovnicești, dar nu de puține ori în perioada de post întâi ne vedem diagnosticul. Adică ne vedem cam pe unde suntem. Ies la iveală pietririle, patimile care până atunci mai erau ascunse. Ele erau, dar nu le vedeam noi, erau nesimțitori. Dar asta e, asta e începutul, prima dată, să știm, să ne vedem pe unde suntem, ca să știm ce avem de vindecat. Și dacă ne vedem așa, adică Lazăr în mormânt și cu piatră mare pusă pe minte, pe inimă, să nu deznădăjduim. Că avem un prieten, care deși noi nu ne-am arătat lui prieten, el rămâne prieten. Și vrea să vină. Vrea să vină și să zică, dați piatra la o parte. Dați piatra la o parte și să zică, hai afară, Lazăre, Damaschini, Ioane, Mihaile, Marta, hai afară. Nu stați acolo în mormânt, că e rău în mormânt. Miroase, urât în mormânt. Haideți la viață. Și viața numai Dumnezeu ne-o dă. Și pentru aceasta să ne rugăm. Și astăzi, în sâmbăta lui Lazăr, noi deja anticipăm ce se va întâmpla peste o săptămână. Că înviindu-l pe Lazăr, Dumnezeu promite că nu doar El va învia, ci ne va învia și pe noi. Și nu ne învie doar la sfârșitul lumii, ci ne învie zilnic. Ne învie ori de câte ori cerem ca El să dea piatra de pe ușa mormântului și să ne facă vii. Pentru că viu este Dumnezeu și cei ce sunt ai Lui, vii trebuie să fie. Și viul acesta din noi trebuie să iasă în afară și să-L bucure pe Dumnezeu, noi să fim bucuroși și oamenii așa își de rea atunci când se întâlnesc cu noi. Amin. Amin.